tare, dragi viitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi suntem la Brașov pentru ultima etapă a campionatului național de viteză în coastă, iar noi la start vom fi cu acest superb Peugeot 208 R2. Hai să dăm drumul unui material dedicat unui eveniment ce sunt sigur că o să-ți placă tare. R2. Ori am impresia că nu merge. Ori am mers cu mașina de prosecurată. Noi mers. Și suntem gata de start. Afară plouă. Acestea fiind spuse, să mergem spre servici. Ăsta e probabil cel mai mic scaun și încă mi-e mare, frate. Ești nebun? Acum facem centurile și după aia dăm drumul la treabă. Suntem înainte de prima urcare. Mașinile încep să pornească, miroase a benzină foarte bine aici. Îți dai seama că n-avem niciun target pentru prima urcare, dar ne mișcăm. Prima urcare, nu știu, ori nu sunt gumele ce trebuie, ori e foarte frig afară, dar nu am înțeles nimic. Nu cred că am mers în viața mea la curs atât de încet. Bun, și final de manșă de recunoaștere, mi-e greu, iar... Efectiv, mi-e frică mașina, sunt sigur că merge foarte repede, dar eu încă... Prima urcare de antrenament cronometrat am urcat-o. Ușor începem să ne dăm drumul. Ne e greu să ne înțelegem, cu toate că e foarte permisivă. Încă mi-este frică. Bine. Și gata, și ultima urcare a zilei. Mai bine a fost asta, am mai dat încă 6 secunde jos, mai aproape de băieții ce merg foarte repede și sunt la momentul actual al treilea la clasă, ceea ce e un lucru extraordinar. Acum vedem ce urmează să facem mâine, pentru că mâine vor fi manșele de concurs. De dimineața, este ziua cursei, suntem pregătiți, vedem ce facem. S-a
am terminat prima urcare de dimineață. Începem să cărăm viteză cu noi. Și ne dă încredere să ne lăsăm pe ea foarte tare. Și ai văzut că la toate ai urcat cu o treaptă în plus, a intrat în viraje. Prezență foarte interesantă, din nou un Peugeot 208, data asta Mihai Aurel Beldie. Mihai e dintr-o familie apropiată de motorsport. Mi-amintesc începuturile mele în viteză în coastă, când mergeam la etapa de la Straja de la Alba Iulia, organizată de tatăl său. De asemenea, Mihaela Beldie, sora lui, medic de medicină sportivă și extrem de apropiată de zona motorsportului, iată-l și pe el în continuare, nu poate să stea departe de ceea ce înseamnă asfaltul încins și e prezent aici la cursa de la Boian. Da, mai îmbunătățit, dar nu destul. E prima marș de concurs. Nu se supăra, sunt mor de supărare, sunt trist cu adevărat. Trist, trist, trist. În viața mea n-am simțit asemenea tristețe. Suntem pe 5. E frumoasă. Iată-l și pe Andrei Șerban. Vorbeai mai devreme. Eu cred, Doris, că a fost un sezon în care rezultatele de la final de cursă nu spun de fapt toată povestea, pentru că 5-3-7, vedem acolo start oprit. Nu, da, avem din păcate Andrei Șerban a sărit de pe traseu. Pilotul este ok, sunt primele informații pe care le-am primit, însă e nevoie de platformă pentru a ridica mașina din zona în care a avut loc accidentul, așa că probabil va fi o mică pauză. În timp ce la start se află, dragi prieteni, Mihai Aurel Beldie, pe biță, așa cum îl cunoaștem noi, pilotul Vroom Vroom Vlog, pilotul care, iată, după un an de pauză, revine în campionatul național de viteză în coastă. N-a fost chiar un an de pauză total pe Mihai Beldie, l-am văzut în acest sezon în campionatul de Anduranță, acolo unde a participat pe Porschele, pe care la această etapă îl vedem pe Radu Benea, însă este un pilot care cu siguranță ne-a lipsit și tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere al parcursului său și din punct de vedere al competiției, puteți urmări pe canalul său de YouTube, pe cunoscutul Vroom Vroom Vlog, aș spune eu deja, Mihai Beldie, participant în campionatul de coastă acum ceva timp la clasa diesel, acolo unde a reușit să devină campion. Deci final de eveniment, după cum mă știți, eu sunt foarte bătăios, așa, și sunt foarte competitiv. Tocmai de aceea nu prea îmi convine neapărat locul 4. Dar pe de altă parte sunt super ok și mulțumit că am terminat cu bine. Acum așteptăm pe restul să urce. Bine că suntem sănătoși, până la urmă despre asta e vorba. Și am făcut câțiva kilometri în așa fel încât să adunăm experiență. Why the fuck you lying? Why you always lying? Sunt mulțumit. Dar m-am dictat. Se află Dudu Șenchea în acest moment și iată, Dudu este foarte, foarte determinat în parcursul său. Da, hotărât are Dudu pe virajul de dreapta. De fapt, nici nu are de ales, deoarece are de recuperat o diferență de 3 secunde pe care a pierdut-o în prima manșă față de Călin Manițiu. Din calculele mele, lui Călin îi ajunge prima manșă de concurs pentru a ieși campion. Iată că se comunică ceva acolo pe stații, sper să nu se fi întâmplat ceva. Avem parte de un accident din partea concurentului cu numărul 76, iar numărul 76 este deținut de către Dudu Șenchea. Ce, iată, este coborât modelul Mitsubishi Lancer Evo 8 al lui Dudu Șenchea. Sperăm cu toții și suntem, după cum spuneam, alături de Dudu.
și vedem pentru sezonul viitor ce pregătim. Sunt sigur că o să fie mai multă activitate. Yeah.